Amicul tău, Vali Lazar, te cunoști cu el bine, da. A fost surprins la munte, deși trebuia să fie în izolare. Vali Lazar se apără spunând că a anunțat DSP-ul că acolo are o proprietate. Cum vezi toată situația aceasta? Păi dacă este proprietatea lui și el stă izolat, da, acolo, nu văd de ce ar fi o problemă. Nu am vorbit cu el, chiar nu am vorbit cu el. Da, este prietenul meu, dar nu am vorbit cu el tocmai pentru că îl respect și eu cred că nu are chef acum să vorbească cu mine sau să-mi dea declarații și totuși are și el o familie și mai important e familia decât discuțiile cu prieteni sau cu altcineva. Dar dacă el a fost testat pozitiv și a semnat o declarație pe proprie răspundere că, da, va sta izolat și s-a dus și a stat izolat pe proprietatea lui, nu văd de ce ar fi o problemă. Adică da, era o problemă dacă zicea că stă acasă, dar ieșea în oraș sau mergea în fel și fel de locuri. Dar nu cunosc situația, am zis, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar cu siguranță cei de la DSP vor face o anchetă. Cred că au datele izolării lui. Bine, din câte înțeleg, Vali Lazar i-a anunțat, vedeți că mă duc acolo, mă izolez acolo pentru că acolo am casa, stau și mă gândesc, dacă ieși doar până la mașină și să mergi până la munte unde ai casă cu curte și așa mai departe, nu cred că ar trebui să fie o problemă. Nu știu, zic, întreb. Nu știu cum a ajuns acolo, cum a plecat, după cum am zis. Sigur nu cu izoleta. Nu am vorbit cu el, dar gândiți-vă că are și el o familie și cu siguranță e responsabil. Chiar dacă el este asimptomatic, are o soție, are copii, are părinți, are tot. Nu cred că poate să fie genul să nu se gândească la ceilalți. Da, interesant. Dacă lui este bine, cu siguranță se gândește la ceilalți. Și oricine s-ar gândi, nimeni nu ar vrea să fie în poziția lui. Și gândiți-vă cum se simte el când poate, cum a zis el, că a făcut acest lucru tocmai pentru liniștea vecinilor și a oamenilor din jurul lui, cum se simte că el, crezând că ia o decizie bună să meargă în munte să se izoleze, acum toată lumea dă în el și spune că este irresponsabil.